spunem un singur lucru. Te-ai suit în vârful unui copac. Și ai avut performanța asta. Nu s-o rup copacul. Te-ai coborât jos. Care a fost scopul urcării în sus? Dacă ai făcut-o pentru sport, e un antrenament. Dacă ai făcut-o pentru un, să spun eu, pentru un pariu, e un sens. Dacă nu e o fructă în el și tu te-ai suit și ai dizghinat copacul ăla de pomană, care a fost scopul? Cam așa și aici. Uh-huh. Ei, a doua variantă. Avem o altă categorie de mase care spun așa. Domnule, nouă ne plac filmele românești de demult. De ce? Pentru că orice film românesc, nu o spun eu, poate s-o spună cei care le mai urmăresc. Noi am condamnat tot timpul și am spus, vai, comunismul de rahat, nu a făcut nimic bun, totul e distrus, totul e zero. Nu, au făcut și mizerii și atrocități suficiente. Dar au lăsat o cultură solidă. Orice film românesc l-ai lua, orice film românesc l-ai întoarce pe toată partea, are ceva din viața reală și te transpune într-un sistem de valori în care te găsești. Ori o soacră rea, ori o soție aspră, ori un bărbat neserios, ori un copil deștept, ori un copil neinstruit, ori un copil năstrușnic, ori o viață grea, ori o muncă de șantier, ori o încercare, ori... Dar cu ceva te zidești. Eu, de exemplu, sunt fan acelor patru două calupuri, nu știu când au fost turnate și cine au gândit la ele la vremea respectivă, sunt delective. Dacă n-am chef de citit la psaltirii sau de citit o carte, îmi place să mă uit. Bede în acțiune, bede la munte, bede la mare, bede nu știu ce mai faci pe acolo. După aceea sunt alea. Toamna bobocilor, primăvara bobocilor, vara bobocilor, iarna bobocilor. Deci lucruri reale din viața cotidiană. Da. A unii izola comunist, așa era ușa, așa trebuia să arate și da, să scoată în evidență respectiva problema timpului de atunci, paradigma, dar în rest sunt total morale, constructive și ziditoare. Ei, mă vine o masă nouă de tineret, care ce vrea să vadă? Nu mă am pușcături, nu mă am mașini explodate, nu mă avioane de alea supersonice care trec pe sus, nu mă bombe de alea care strâng pământul și îl răvășesc și se topesc în spațiu așa, pur și simplu dispar, intră în neant, numai găuri negri, numai alte galaxii, da, da, mă rog, tot felul de prostii care n-au nicio treabă cu realitatea, care ele nu vor fi niciodată. Sau, cel mai mult, propagarea ce? A violenței. Ați văzut? Toată lumea spune, domnule, de ce e lumea agitată? Păi este lumea agitată pentru că nimeni nu vorbește de sensul binelui. Deci, noi, în momentul când facem un film, dacă personajul principal nu împușcă măcar 100 de persoane, dacă personajul principal nu violează 4-5 femei, dacă personajul principal nu explodează 4-5 mașini, dacă nu sare de pe un bloc pe altul, dacă nu merge cu o mașină printre tăți și evită el accidentul și toate scamatoriile astea. Asta e toată baza filmului. Mai era o dată, era o glumă, când îmi spuneau băieții ăștia, vedeți, părinte, că de sale este un film bun cu Silvestre Stallone. Zic, dacă joc Stallone, el câștigă. N-are rost, mă uit, eu știu cine e autorul principal și el trebuie să câștige, că așa e film. Adică, vreau să vă spun că noi punem mintea, cum e la sport, culoarul 1, culoarul 2, culoarul 3, culoarul 4. Ei toți aleargă, dar niciunul nu-și depășește culoarul. Așa și noi. Depinde pe ce culoar de joc am intrat. Vedeți? Mergeți la o nuntă la țară și puneți bătrânilor muzică ușoară. Să vor uita așa ca în reluare. Dar pune-le o trompetă, pune-le o vioară, scârți-le un acordeon, bagă-le o melodie, imediat se înviorează. De ce? E ceea ce lor li se potrivește, ceea cu ce au trăit. Nu poți să pui rock-ul la moșteci, nu poți să pui Metallica sau toate nebuniile moderne de astăzi la oameni care au trecut de 60 de ani. Nu se adaptează. Ei, și atunci, de ce am spus că gândurile sunt bune și rele, că noi aici trebuie să ajungem, dar am vrut să înțeleagă oamenii cum funcționează mintea. 1. Gândul bun. Gândul bun îl găsim în Constituția Sfintei Scripturi. Să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu fii desfrânat, să nu desfrânezi, să nu râvnești la ce nu e al tău cu vicleșug, adică să furi, să-ți cinstești părinții tăi, să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău, nu mai pun asta cu idoli și cu icoane, chiar îi prindem pe colegi că ei unii, pentru ei unii siduri, pentru unii scânduri. Și dacă aceste 10 porunci mie vin și îmi spun că n-am voie să fac nimic rău aproapele meu, este gândul cel bun? Când ai întins o pâine pe stradă unui sărac, este un gând bun?
Când ai luat un copil din mână, copica jos, este un gând bun. Când ai dat cuiva de o sticlă de apă, este un gând bun. Când ai dat cuiva o bucată de pâine, este un gând bun. Este. De fapt, aceste porunci ar fi ca niște gânduri pe care ar trebui să ni le însușim noi. Și să le lucrăm. Deci noi trebuie să mergem pe aceste 10 culoare. Atât, nimic în plus. Vedeți, noi venim și spunem că a fost omor din culpă, că a fost cu voie, că a fost fără de voie, că a fost în legitimă apărare, că a fost din atac, că a fost din neatenție. Da, indiferent din ce factură ar fi, cuvântul spune să nu ucizi, nu în ce context ai ucis. Circumstanța, da, îți dă o jumătate de an, un an, suspendare sau așa. Dar asta este gândirea omenească. Corect este ca cel ce nu poți da viață să nu iei viață. Vedeți, toată lumea vine și spune o justificare. Sunt total împotrivă și poate să dea pe spate, începând de la NATO în jos toți. Că, vai, trebuie să apărăm Ucraina. De cine trebuie să o apărăm? De absolut nimeni. Nu-i voie să omori. Războiul nu este o virtute. De ce să tragi cu bombe care costă 1 miliard într-un sat de oameni săraci care trăiesc din 300 de rubli pe lună? Ce omori pe oameni? Sunt exact niște victime, ca și cum ai tu ai intra într-o carmangerie unde s-au umplut de muști și pur și simplu făiești un raid, le omori pe toate limături. Ei nu știu de ce au murit. Ele au tras acolo că miroasea sânge. Oamenii ăștia stau în sat, acolo șmulg vaca, șmulg capra, își pun în grădină, își acoperă o gaură la casă, își sapă, își curăță fântâna și trăiesc. Și tu vii și îi omori. De ce îi omori? Din orgoliu? Deci asta, așa trebuie explicat din lucrurile. Asta înseamnă gândul draconic, mizerabil, nu rău. Foarte rău. Foarte murdar. Gândurile rele mai au câteva trepte. Poate fi gândul rău involuntar. O să ai un gând rău din frică. Acela are o mini circumstanță atenuantă. De exemplu, ai văzut un rău și de frică de a nu fi implicat, minți și spui că n-ai văzut. Ea ca chestiune este rea. Dar este folositoare ție. Dar nu în scopul apropiului. Spunem că ai furat o pâine. Este un gând rău că ai furat. Dar ți-era foame. Circumstanța are o acoperire. Pentru că nu problema că ai furat tu pâine. M-am uitat când dau și ai noștri pe la media, pe la televizor. O bătrână a furat o conservă, cu o bătrână a furat o pâine, cu o bătrână a furat un copot, dar nu virusul din vouă care vezi 400 de milioane pe lună. Să judecați o babă care a furat o pâine, că nu vezi dat 1000 de lei pensie. Voi uzuriți, împrumutați bani, stricați tot și lăsați moșneșii flămânzi și în bătaie de joc ne tratați ca nimănuia. Deși eu construi comunismul, până la urmă, tot ce ai făcut în țara asta, din 60 până în 90, datorită lor se datorează. Ei erau tineri și în putere. Și tu îl dai la televizor cu furat o pâine, să-ți fii ții rușine, bă, omule, când ai făcut pâine la colțul străzii pentru săraci. Ai pâine. Asta, așa trebuie gândit. Asta, și pe urmă, este gândul rău premeditat. Ce înseamnă gândul rău premeditat? De a pândi pe cineva la colț până poți să-i faci un rău. Am să vă spun o glumă care să nu vă zmintiți de ea. Eu am început să-mi fie frică în orice mediu mă duc. Nu frică, n-am o frică anumit de ceva. Eu cred că e o atenție exagerată. Sunt atent în ce casă mă duc sau la cine mă duc sau ce vorbesc. Pentru că astăzi foarte bine te poate înregistra unul cu telefonul din buzunar. Poate în exalt te provoacă anume și vorbești mai deschis, mai liber. Poate spui un lucru care a doua zi se poate întoarce împotriva ta. Acela este gândul rău premeditat. Eram odată cu ani în urmă și venise cineva și eu după întrebare mi-am dat seama că nu-i curat. M-a întrebat, zice, ce părere aveți de un sindicat în biserică? Zic, da, sindicatul apostolilor și președintele sindicatului Dumnezeu. Nu, dar dacă ne-am gândit noi așa, gândiți-vă. Eu nu vreau să gândesc, poate gândiți dumneavoastră.